Absolvent al Facultății de Zootehnie și cu experiență de peste 30 de ani în domeniu, Vaida Bela a fost numit în funcția de director general al Agenției Naționale pentru Zootehnie în 20 ianuarie. De-a lungul anilor a fost șef de fermă CAP, șef de fermă IAS, director pajiști, dar și director adjunct al Oficiului Județean pentru Consultanță Agricolă Sălaj. Din 2008 și până la începutul acestei săptămâni, Vaida Bela a ocupat postul de director adjunct al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Sălaj. În vârstă de 56 de ani, Vaida Bela este membru PNL din 1991. Contactat, el a declarat că principalul obiectiv pe care îl are noua funcție îl reprezintă demararea activității de ameliorare în zootehnie. Dacă perioada mandatului îmi permite, vreau măcar să pornesc activitatea de ameliorare în zootehnie, adică să perfecționăm rase, să facem programe de smetisare, unde e cazul. Cea mai eficientă metodă de obținere plus, de a obține plus valoare în agricultură este prin ameliorare. Până în 94-95, România era printre cele mai puternice state din punct de vedere al evidenței și activității de ameliorare. De atunci au tot scăzut, au fost neglijat și una din obiectivele mele s-aste. De ce credeți că nu s-a mai dat așa mare importanță acestui aspect? Nu vreau să spun pe nimeni. Chestiunea e că o țară care avea rase consolidate, specii de animale, rase create nou, astăzi vorbim doar la trecut. Avem porci, dar nu avem porci în semne de reproducție, să producem noi purcei, fermierii, proprietari de ferme de porci, să nu cumpere din Ungaria sau din Danemarca, ci să cumpere din România, la fel la fermele de pui. În loc să cumpere pui din fermele noastre de reproducție, trebuie să meargă în alte țări, să aducă pui, ca să mai departe. Deci asta e numai un aspect. Al doua chestiune, în ultimii 15 ani, n-am mai auzit de o rasă creată în România, o rasă nouă, cu atât mai puțin măcar să consolidăm rasele existente. Astfel, la bățata românească, îi spunem bățata românească tip Simmental, bivolii care avem o singură rasă de bivol în România, au devenit metiși.